astăzi am cumpărat un mod care adaugă fizică reală în Minecraft. Bă, băiatule, ce mă asta? Haideți să vedem care a fost faza, pentru că am stricat oarecum jocul și o să vedeți cum am făcut chestia asta în minutele ce urmează. În primul și primul rând, modul ăsta se cumpără. Aveți link în descriere, vă las link în descriere dacă vreți să vă-l cumpărați și voi. Dar aveți și versiunea gratis pe care puteți să vă instalați, dar nu are atât de multe chestii pe care le am eu aici pentru că am cumpărat versiunea. Și în primul rând, uitați-vă cum arată, efectiv, uitați-vă cum arată capa mea. Vedeți ce fizică interesantă are capa mea? Și pe lângă faptul că avem un shader, shaderul se numește Ciocapic V9, Ciocapic 13V9 sau ceva de genul. Oricum, sunt foarte, foarte multe chestii din astea șmechere. De uite, de exemplu, bannerele am impresia că au o fizică foarte, foarte interesantă. De exemplu, uite, uite-te cum se vede, bro. Și vedeți că se mișcă și dacă trece și noi prin el, ia uite, literalmente, wow, asta e chiar Caterinca, bro. Asta e foarte, foarte Caterinca. Și este influențat foarte, foarte mult și de vânt. Am impresia că dacă dăm weather rain sau ceva de genul, ăsta o să înceapă acum să se miște în funcție de cum bate vântul, știi? Mamă, și s-a întunecat, nu glumă, ești nebun. Ia, să luăm o torță, să punem torța lângă. Dar nici cu torța nu... Oh my god! Uite cum se văd rămășițele de la torță. Foarte Caterinca se mișcă astea, din câte vedeți, în funcție de bătaia vântului, cum ar veni. Și oricum, modul ăsta are foarte, foarte multe setări, de la blocuri ocean, dynamic blocks, whatever, smoke. Sunt foarte, foarte multe. Uite, până și weather, wind force on, adică putem să dăm aici puterea, să creștem puterea la chestiile astea, știi? Clear weather, thunder, rain, weather particles amount. Adică, băi, sunt foarte, foarte multe setări pe care noi putem, practic, să le schimbăm, știi? Și să le facem mai dubioase. Weather clear. Hai să dăm weather clear ca să nu rămânem cu chestia asta. Dar arată foarte, foarte interesant. Foarte interesant o să fie să vedem și pe ocean. Pentru că pe ocean, cu barca, credeți-mă, este cea mai mare... cea mai tare chestie ever. Și dacă sunteți noi pe aici și nu v-ați abonat încă, abonați-vă, dați like la videoclipul de astăzi dacă vreți să vedeți chestii din astea. Aș aprecia foarte, foarte mult să dați și voi like dacă vreți să vedeți videoclipuri din astea. Și hai să începem treaba, pentru că avem câteva chestii interesante de arătat și de făcut astăzi. Mamă, dar nu pot să trec peste faptul că ăsta arată chiar foarte, foarte interesant. Și știu că îl buguise mai devreme, zburam și nu știu cum am întors, de stricasem asta, cum se numește, capa. O stricase sau ceva de genul. Deci fiți antenă, practic acum avem fizică și la ocean. Când mergem cu barca, din câte vedeți, se mișcă oarecum caracterul nostru. Stai să dau, uite așa, vedeți? Oarecum se mișcă, uite, vedeți? Uite, se mișcă stânga-dreapta puțin, are așa un fel de fizică la valuri. Ia uite, hopa, uite valul din ce în ce mai mare, vedeți? Deci practic s-ar face ca în viața reală, știi ce zic? Adică ia uite. Bum, foarte, foarte Caterinca. Uite și aici, dacă stăm locului, așa cred că o să puteți să ne dăm seama mult mai bine cum vine, uite, hop, ia uite. Cât de tare. Dar chestia asta e foarte interesantă, pentru că nu știu dacă la lichide, nu cred că la lichide, cred că la ocean, wave distance from shore. Stai că nu vreau să... Hai să dăm la 14. Fiți antenă, ia uitați-vă acum. Wow. Oh my god. Mamă, ce valuri, ești nebun. Wow. Și dacă dăm weather thunder, dacă dăm ploaie să fie mai nasol pe afară, uitați-vă cum se face ăsta. Dude! Ia, hai să mergem puțin, să mergem cu ăsta puțin, să vedem cum se vede ea. Wow! Boom! Mamă, intrăm! Bă! Mai puțin să ne scufundăm, nu! Bă, deci arată chiar foarte, foarte Caterinca. Ești nemusăracii pești! Bă, nene! Titanicu! Deci, bro, deci mi se pare atât de genial. Mamă, ne răsturnăm. Bă, bro, ești nebun. Efectiv ne răsturnăm cu chestia asta. Ia, oh my god. Și am impresia că putem să facem din setările astea, să o facem și mai nebună de atâta. Deci vă jur că putem să facem chestiile astea și mai nebune de atâta. Height, vai, mamă, horizontal scale. Uite, vai de mine și de mine. Mama mea. Ce valori sunt astea vere. Ia, wow. Mamă, bă, nene, ce se întâmplă? Bă, m-am dat cu peste cap, ești nebun, mă dau efectiv peste cap. Wow, mama mea. Bă, băiatule. Mamă, eram de 10 ori mor până acum, uite cum. Mamă, ești nebun. Uite, aici e mai ok, dar uitați-vă cum se vede. Vai, cum se vede, bro, dacă... Mama mea, ești nebun. What the fuck, ia eu. Săraca barcă, era de mult scufundată dacă era.
Ia uite. Până și aici aproape de mal, unde pe aproape de mal trebuie să fie mai mai limpede așa, mai clară situațiunea, știi? Mama mea, hai să ducem pe cealaltă parte. Bum. Mamă. Bă, deja asta e deja mult prea mult, sincer. Mi se pare mult prea mult. Hai să dăm horizontal scale din ăsta, să lăsăm la 0.15 așa. Mama mea, ești nebun, ce tsunamiuri. Dude, nu știu unde mă duc, bro. Deci efectiv, eu am mers în linie dreaptă acum. Doamne. Da. Cam așa, deci fiți antenă, cam așa povesteau bunicii noștri că se duceau la școală. Știți cum povesteau bunicii voștri sau bunicii noștri, de fapt, că și ei mei îmi ziceau așa. Mama, asta e vreme de duc la școală, eu, bă, uite, mama, mă duceam la școală, uite, pe vreme din asta. Așa povesteau și ziceau că, mamă, că erau zăpezile, nu știu cum, că era ploua afară, ningea afară, ei se duceau, uite, așa se duceau bunicii noștri la, efectiv, la școală. Efectiv, dacă i-aș întreba, așa mi-ar zice că era, frate, ești nebun. Hai să mai calmăm situația puțin, am oprit acolo ploaia. Și totuși, uitați-vă cât de agitată poate să fie și marea, dude. Mamă, dar e foarte interesant că și până și peștii sunt mișcați prin valurile astea, bro. Asta mi se pare foarte, foarte caternică. Sunt foarte, foarte multe din astea, știi, uite, dacă lăsăm la 1 și pe ăsta tot la 1. Adică să le lăsăm, practic, la astea clasice ale lor. E mai decentuț, dacă mă întrebați pe mine. Este mult mai decentuț. Și uite, să lăsăm asta să o nivelăm oarecum la 31 de cenguri, care e defaultul. Deci așa ar arăta oceanul dacă ar fi fost pe default, știi? Bă, arată foarte, foarte caternică, dacă mă întrebați pe mine. Chiar foarte caternică. Deci alte chestii care mai sunt influențate de fizică sunt, evident, kelpul. Uite, și astea sunt și astea influențate de fizică. Uitați-vă cum se mișcă când trec prin ele, știi? Stai să găsim și kelpul. Kelpul, de fapt, era în partea asta la altă. Să vedem, uite, kelpul. Cum se vede, cum se mișcă. Ia. Wow. Deci, stai să înnot, bro. Deci, uite. Vai, mamă, cât de tare e chestia asta, dude. Ia, trecem prin asta și scoate și un zgomot. Ia. Ia, uite, cum se vede când trecem prin asta. Bă, dude, merită fiecare bănuț ăsta, frate. Deci, modul ăsta merită fiecare leuț pe care l-am dat pe el. Bro, e chiar foarte, foarte tare. Ia să vedem ăsta, Twisting Vines-ul ăsta. Dacă îl facem foarte, foarte înalt. Oh my god. Alo? Bă! Se rupe ăsta, mă! Alo? Boing! Boing! Bufră! Bă, șoarpili! Ia! Mi-a dat cu tentacula peste ochi. Ok, asta e foarte wrong. Bă, da, stai să vedem sugarcane-ul, actually. Că și sugarcane-ul e influențat de astea. Deci până și sugarcane-ul este influențat de astea și am impresia că e influențat de blocurile astea. Nu știu dacă la proiectile, la animations, nu la animations, sounds, nici la sounds, la weather. Bă, sincer, sunt foarte, foarte multe din astea, multe setări la care nici nu te-ai aștepta, dude. Deci la multe setări la care nici nu te-ai aștepta. Uite, asta e, ia să-l facem pe ăsta puțin mai înalt, să-l vedem și pe ăsta cum ar arăta. Mamă, până și pe ăsta se duce ca belengherul, ești nebun, ia uite. Mamă, ce e acolo? Ia uite, boing, ia, boing. Dude, ești nebun, cât de caterincă. Și uite, ăsta ar fi sugarcane-ul normal, adică uitați-vă cum s-ar vedea sugarcane-ul normal. Ăsta e un caz mai special, să zicem că e mult mai înalt decât un sugarcane. Dar uitați-vă hitbox-ul practic unde este, vedeți? Ia să încercăm să-l facem cât se poate de înalt, dude. Cât de înalt putem noi. Să vedem ce se întâmplă după ce-l facem atât de înalt. Ia. Ia uite-l, mă. Sharpili! Când țipa emojen Sharpili, la asta mă gândeam, bro. Efectiv, la asta mi imagineam eu când țipa emojen Sharpili! Ia. Ia uite-l. Oing. Ia. Și acum mă lovește peste ochi. Mă, ce s-a întâmplat? Mă, ce se întâmplă? Alo? Ia să-l dau de chestia asta. Cred că s-a blocat acolo. Bro, e influențat și de blocurile de pe lângă. Dude, cât de tare e chestia asta. Deci cât de tare mi se pare chestia asta, bro. Și hai să vedem dacă îl spargem ce se întâmplă, ia. A căzut tot. Uite cum a căzut. Wow, și uite-te itemele. Itemele, evident, uite, când le arunci pe jos, se aruncă așa cu o șmechereală. Cu un skepsis, ca să zic așa. Și uite prin apă cum se văd astea. Cu skepsis, așa. Foarte tare. Ia să luăm din ăsta, să luăm niște lemn și să vedem cu
Ăsta cum se numește? Cu vine-urile, cum se vede cu vine-ul. Ia, am impresia că dacă îl punem așa, până și am impresia că și vine-urile sunt influențate de ăsta. Dacă ăsta ajută, mamă, stai că ăsta se sparg, bro. Am uitat că e, da, mă, uite-te. Uite-te la vine-urile astea, dude. Ia să-l facem și pe ăsta mega, mega înalt. Ia. Boing. Ia, uite-l. Cât de ciudat este, bă, ești nebun. Ia. Bum. Ia. Bum, șacalaca. Ia. Ia, ia. Stai 2 secunde. Bă, vino cu ace, vino cu ace. Dă-te mai așa, dă-te mai acana. Dă-te mai acana. Nu, 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 nu. Uite așa, uite așa, uite așa. Bun, bun. Bă, vreau să-l înfășor în jurul. Da, dar nu, nu prea avem cum. Cred că mai de sus dacă putem să îl luăm sau ceva de genul. Uite-te cum se, mamă, cum se vede noaptea, bro. Time set 0. Cum se vede noaptea, dude. Stai, weather, thunder. Ăsta e mai nebun, așa e furtună, gen. Ia, 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 uite. Deja. Bă, vântul. Bate vântul, frunza lungă. Cum se vede? Deci și chestia foarte dubioasă este faptul că noi practic putem, totuși putem să ne rugăm pe chestia asta. Chiar dacă aici nu este nimica și teoretic ăla se vede acolo, noi practic ca în Minecraft putem să urcăm pe asta. Asta mi se pare foarte, foarte weird, așa dubios. Ia uite. Ia uite cum face. Wow, uite și pe ăsta. Ăsta twisting whipping vines. Aulă. Ăsta oare funcționează, o? Și ăsta? Teoretic ar trebui să funcționeze și ăsta. Să fie nebun așa. Ar fi chiar foarte. Da, uite, până și ăsta e influențat, bro. Uite, deci până și astea sunt influențate. Cât de tare, dude. Cât de tare. Și acum să vă arăt o chestie foarte, foarte interesantă. Weather clear. Să vă arăt o chestie foarte șmecheră. Dacă spargem ăsta, uite cum se sparg toate astea. Pică blocurile, ești nebun. Ia uite. Bum, 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 bum. Pică astea pe aici. Uite cât de mișto se vede când cum se sparg astea. Poc. A, tu, de-alea au rămas acolo. Lol, a, lol, și noi putem să luăm blocurile astea de pe jos. Cât de tare. Am impresia că asta, uite. Asta vreau să zic, că se folosește și la copaci. Când spargi o bucată de, uite, da, mama mea, dacă spargem copacul ăla, uite, se distruge cu tot cu frunzele astea. Vezi? Ia uite. Mama, da, cred că se creează un lag. Ia să spargem și toate astea în puii mei. Că nu vrem să rămânem așa. Uite câte frunze au căzut în baltă. Bă, îi face mizerie în baltă. Știi cum se văd astea pe jos, dude? Uite cum se văd astea pe jos căzute. Cât de tare. Mi se pare genial, rău de tot. Mi se pare efectiv genial. Ia să vedem flint. Să vedem cum arată un portal de nether. Obsidian, stai puțin. Obsidian. Să vedem cum arată un portal de nether și unul de... ia, Eye of Ender, cum se vede? Eye of Ender-ul văd că este normal, nu este o sferă. Ah! Fiți antenă, ouăle, snow, uite, snowball-uri din astea, au și ele, am impresia că o fizică din asta. Fiți antenă, uite. Ia uite-le, boom. Și practic putem să le dăm cu piciorul în ele, uite, boom. Cât de tare. Am impresia că putem să facem snow, uite, snow sounds, snow. Uite, snow, physics, smooth, nu știu ce, track entities. Putem să dăm 25 de din astea, să vedem. Dacă lăsăm 25 de din astea acolo. A, da, mă, uite. Cred că astea sunt, ia uite. Bum, putem să trecem prin ele. Cât de tare. Și ouăle la fel. Uite, ouă ăsta s-a spart. Ia. Hai să-l dăm undeva unde se vede contrastul. Mă, ouțelor. Dude, câte ouă sunt pe jos, bro. Dude. Cât de dubios. Ia. Dacă dăm așa. Mamă, și zăpada în sine, gen. Ia, cum se vede. Wow, bro. Cât de interesant, ești nebun. Cât de interesant. Ce tare. Nu pot să cred. Refuz să cred că am făcut o urmă prin asta. Du-te de aici că am făcut urmă prin ăsta. Trebuie să mergem într-un baion din ăsta înghețat. Ia să vedem cum se vede portalul spre Nether. Că am impresia că și portalul spre Nether cred că se vede foarte, foarte interesant. Stai să vedem. Nu știu, am așa o presimțire că se vede și ăsta șmecher. Da, mi s-a părut, nu se vede șmecher. Ce o să se vadă șmecher probabil este cum dăm foc la chestiile astea. La fum, gen. Îmi pare rău cățelușilor, dar o să ard aici. Ia. Ia uite, mă, frate.
cade focul în apă și gen focul din apă nu se stinge. Cum se vede. Uite, ăsta e fum, ar trebui să fie fum gen. Bro, pică focul în apă, efectiv. Doamne, cât de dubios se vede. Ia, campfire. Vreau să iau campfire-ul să vedem astea cum se văd. Vai, să plecăm de acolo, că văd că îmi creează lag. Și așa e, văd că avem 17 FPS-uri în puii mei de la chestia aia de acolo. Uite, acum câte mai avem? Ne-a crescut, ne crește FPS-ul, 60 de FPS-uri, asta e tot ce contează. De la fum, mă, frate. Am impresia că dacă oprim shader-ul și să vedem cum se vede fără shader. A, nu-i cine. Mamă, uite-te. Trece calul prin astea, frate, și face zgomot. Și sunt zgomote speciale, dude, cât de tare. Și ăsta la fel. Da, smoke-ul ăsta, focul ăsta, parcă nu mi se pare cine știe ce, să fiu sincer cu voi. Și pentru că un videoclip de-al meu nu este complet până nu distrugem și un sat din ăsta din Minecraft, ia să vedem ce se întâmplă dacă noi o să spargem niște blocuri, pentru că... Ia, uite și ușa. Dude, mi-a rămas ușa blocată, dude. Efectiv, ia. E ușa... Dude. Rămân practic blocat în ușă, bro. Uite cum se vede. Ia, bă, mai stricat ăsta ușa, ești nebun. Vai cât de mișto se vede asta cu ușa. Vai ce tare. Ia să vedem dacă spargem ăsta aici. Oh my god. Tocmai spart etajul, gen. Și chest-ul. Uite chest-ul. Copile! Ia. Copilul văd că nu știe nimica dacă îi distrugem casa, gen. Cred că e fericit că îi distrugem casa sau ceva de genul. Dar uite cum se vede când se distrug astea. Cred că astea, nu se distrug pentru că avem structura asta de cobblestone aici. Și cred că asta o ține destul de puternică casa. Ia să vedem dacă spargem asta de... A, de fapt și asta e, uite. Vedeți, se distruge doar acoperișul, se distruge. Că dacă spargem o chestie din... Never mind. Am crezut că are vreo legătură. Weather clear. Deci am crezut că are vreo legătură, dar uite-te, dacă spargi un bloc fără să-ți dai seama, dude, poți să distrugi efectiv toată casa. Oh my god. Cât de random e ăsta, bro, ești nebun. Cât de random poate să fie ea. Dacă spargem și ăsta aici, bum, 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 ia. Du-te, mă, de aici. Cât de troll poate să fie. Cât de troll poate să fie lucrul ăsta. Ia. Ia uite, barbașane. Barbașane! Dacă nu-mi deschizi ușa, ți-intru prin acoperiș. Doamne, ferește, mă. Ia să mergem și la un iglu, pentru că e caterincă. Și că vreau să văd zăpada asta, bro, cum se vede zăpada asta. Deci fiți antenă, noi acum ar trebui să mergem prin zăpadă și să lăsăm o urmă în spate. Nu pot să cred. Deci uitați-vă la urma pe care noi o lăsăm în spate în momentul în care mergem prin zăpadă, bro. Bro, du-te în puii mei, cum se vede urma pe care o lași în zăpadă când mergi. Wow, ești nebun? Ia să scriem ceva în zăpadă, să scriem Gani. Sau nu, stai să facem o față zâmbitoare. Țăc, țăc, ăștia sunt ochii. Și acum facem gurița. Țăc, 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 țăc. Și a ieșit o față zâmbitoare. Ochii, țăc, țăc și gurița. Mamă, frate, ești nebun. Ia, aici ce Dumnezeu este? Ai gheața, cred. Wow, cum se vede gheața. Joacă gheața asta, bă. E texturată gheața, nu pot să cred. Joacă gheața asta, dude. Știi, când spargi, se sparge foarte multă gheață, știi? Wow, joacă gheața asta, efectiv. E efectiv ca în viața reală, că gheața nu are o textură super plată, știi? E așa texturată, are valuri așa, știi? Nu e fină, nu e... Wow, asta e epic. Asta chiar e tare rău. N-am ce să zic, e tare rău de tort. Știi cum se vede zăpada pe casa asta sau pe asta? Mamă, arată atât de real, bro. Deci arată atât de real. Deci mi se pare next level, efectiv. Și sunt curios să văd ce se întâmplă dacă avem slime-urile astea. Ah, cu slime-urile văd că nu se întâmplă nimic special. Am crezut că au o chestie din asta mai specială când le faci pe acolo. Mă rog, asta e... Așa se vede când le... Wow, cum se aude, bro. What the fuck? Hai să vedem cu lichidele. Mamă, by the way, hai să spargem ăsta. Dacă spargem ăsta, o să se distrugă foarte, foarte mult din muntele ăsta.
Deci aici contează foarte, foarte mult cum faci astea. Ia uite. Deci, dude, uite-te. Uite și lichid acolo, e un lichid acolo. E o apiță. Uite și lavă. Uite că avem lavă aici. Ia să vedem cum se vede lava asta. Ia, și care e... A, lava vă care o... Zi, văd că are aceeași proprietate ca în Minecraft obișnuit, adică nu mi se pare ceva diferit. Dar apa, din câte știu, apa este mult mai specială. Enchantment table, fiți antenă cu un enchantment table, o facem șmecheria. Nu știu unde să merg să fie mai plană zona. Uite, cred că aici e destul de ok. Dacă punem o din asta și aici în mijloc punem o din asta și îl spargem pe ăsta, uitați-vă, oh my god! Ați văzut aia? Fiți antenă din nou. Deci vreau... Uite, astea sunt astea de apă, gen. Vreau să fiți atenți în momentul în care noi spargem ăsta ce se întâmplă cu apa. Wow! Se aruncă apa așa, nene, ești nebun? What? Și uite-te cum stă apa, gen. Vedeți? What the fuck, ia eu? Ia, cred că acolo era, da, acolo era. Fiți antenă, deci din nou, spargem ăsta și asta se întâmplă la orice tip de bloc din ăsta waterlogged, știi? Adică dacă punem, să zicem, root din ăștia, să zicem, dacă îl punem aici sau uite aici, da? Deci dacă îl punem pe ăla acolo, deci un bloc waterlogged, să zicem, da? Și îl spargem și pe ăsta, lol, what? Stai mă, că trebuie să fie waterlogged ăsta, uite. Da, what? Ăsta văd că nu e... Nu-i nebun ca enchantment table-ul. Văd că enchantment table-ul e ăsta nebun rău de tot, care face apa asta să arate foarte, foarte ciudat. Ia, din nou. Boom! Ia uite cum se vede. Bă, băiatule, ce-i mă asta? Dumnezeule mare! What? Izvorul minunilor, efectiv. Ia uite de ce e aici. Și hai să vedem așa de final ce se întâmplă când omorâm un zombie sau ceva. Mamă! Bro! Uite cum se vede când omorâm mobii. Ia uite, boom. Ia, boom. Boom, boom. Cum se vede, mă. Nu pot să cred. Boom, ia. Îl împingem aici. Îl aruncăm. Uite, îl aruncăm în apă. Boom. Mamă, cât de tare. Foarte tare asta. Bă, da, aici nu se mai oprește apa asta. Ce, Dumnezeu, gata. Da, mă, băi, și fete, dacă vreți să mai vedeți chestii din astea pe canalul meu de YouTube, nu ezitați să dați și voi like, subscribe, share, comment, știți foarte bine care e povestea. Sper că v-a plăcut videoclipul, să știți că în momentul de față pe canal aveți două clipuri pe care puteți să le urmăriți. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!